Am participat la postul lui Daniel, deoarece eram foarte slabă, spiritual vorbind, și aveam nevoie de o renoire în viața mea. Am văzut postul ca o oportunitate, deoarece eu făceam post, mă rugam și nu reușeam să renoiesc. Și când a venit postul lui Daniel, am lăsat multe lucruri. Am lăsat chiar de a lucra cu internetul. Eu chiar lucrând cu persoane foarte învăluite cu informații. Eu am lăsat asta deoparte. Eu m-am limitat. Eu făceam doar lucrurile mele necesare extreme. Pentru că eu vedeam necesitatea de a fi renoită cu Duhul Sfânt. Când am ajuns la centrul de ajutor, eram cu viața tulburată, eram foarte nervoasă, mă gândeam chiar să mă sinucid. Viața mea era în totalitate distrusă. Copilăria mea a fost foarte tulburată și din cauza asta am avut acea sete de a cunoaște pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Eu am fost botezată cu Duhul Sfânt, doar că pe parcurs am început să pierd, deoarece mergeam la facultate, care îmi lua foarte mult timp, serviciul și am început să am foarte puțin timp pentru mine, pentru a căuta pe Dumnezeu. Am început să mă simt slabă, eu nu mai aveam acea voință de a căuta pe Dumnezeu, așa cum aveam înainte. Atunci totul devenea obositor pentru mine. Totul pentru mine era mai dificil de a face. Eu mă gândeam de 2-3 ori înainte de a face ceva, până când a venit oportunitatea cu postul lui Daniel, deoarece eu nu reușeam să fac asta singură. Mereu încercam, dar nu reușeam să termin un post sau propoziții de rugăciune. Dar când a venit postul, am văzut o mare oportunitate de a fi mai aproape de Dumnezeu. Atunci, tot ceea ce eu făceam începând din acea zi, când am primit Duhul Sfânt, tot ceea ce mă gândeam și nu fac deoarece sunt obosită, eu nu mai gândesc astfel. Am avut o renoire atât de mare că voința mea era de a mă dărui și mai mult. Astăzi eu sunt foarte fericită, în toate sensurile. Asta a completat într-adevăr lipsa de ceva care eu căutam în studii, la servici. Astăzi eu nu mai caut. Nu mai am nevoie să fiu umplută pentru că eu cred că sunt umplută. Și cred că voi fi în fiecare zi și mai mult.